ca eu să pot să învăț să mă gestionez pe mine și după aia să văd cum pot face că atunci când sunt într-o interacțiune cu altcineva să fiu, cum se spune, cea mai bună versiune a mea posibilă la acel moment, trebuie să învăț și să fiu alfabetizat din punct de vedere emoțional. Bună, sunt Andreea Brașovean și mă bucur să fiu alături de voi la podcastul EduBright Talks, un podcast găzduit de AVE. Pe parcursul acestor întâlniri avem mai mulți invitați din mai multe domenii care au legătură cu educația și încercăm să descoperim importanța dezvoltării socio-emoționale și rolul în educația copiilor, dar și în educația profesorilor. Invitatul de astăzi a fost desemnat de 2 ori coachul anului și are o carieră de 15 ani în domeniu. A creat și a facilitat zeci de programe de formare, de dezvoltare pe teme precum mindful leadership, inteligență emoțională, gestionarea stresului, colaborare și performanță sustenabilă. Stăm de vorbă cu Mihai Poparadu. Bună, îți mulțumesc că ai venit la podcastul nostru. Bună, Andreea, îți mulțumesc ție și AVE pentru invitație. Și ai adus ceva cu tine. Despre ce este vorba? Păi este practic un clopoțel. Așa. Și motivul pentru care l-am adus este că una dintre cele mai eficiente modalități cu efect dovedit științific de antrenare a temei despre care vom vorbi astăzi, respectiv inteligența emoțională, este o practică despre care a început să se audă și la noi de câțiva ani, respectiv mindfulness. Și arată-ne puțin și cum funcționează. Păi el funcționează simplu, în sensul în care la începutul și la finalul sesiunilor de practică, mindfulness ajută pe participanți ca să știe când începe și când se încheie și practic... Și de asemenea îl mai folosesc din când în când pentru că, așa cum probabil și noi cei aici de față și ascultătorii și cei care ne văd au observat pe propria minte, capacitatea minții noastre de a sta atentă chiar atunci când ne propunem să o ținem atentă la ceva este extrem de limitată. Da. Și cum probabil că o să mai dezvoltăm pe parcursul conversației noastre, antrenamentul atenției este unul din elementele cheie de câte ori vreau să schimb ceva, să optimizez ceva, pentru că pentru asta trebuie să fiu conștient. Am mai fost la câteva ore de yoga și de fiecare dată la final profesorul de yoga ne spunea să nu ne gândim la nimic și mi se pare unul dintre cele mai grele lucruri, da, să nu te gândești la nimic, îți fuge în mintea 10.000 de direcții, știi că ai de făcut, ai de trimis e-mail-uri, trebuie să răspunzi la mesaje, trebuie să treci pe la magazin, să mai cumperi așa, să plătești o factură. E foarte greu să te concentrezi și să reușești să nu te gândești la nimic. Vine cu exercițiu, nu? Da, și aici dacă profesorul tău de yoga ar fi de față, l-aș provoca la o conversație de tip dezbatere. În sensul în care eu cred că este imposibil că atâta vreme cât suntem vii și mintea ne funcționează să nu ne gândim la nimic. Singurul scop al minții noastre este acela de a produce ceea ce neurocercetătorii numesc fenomene mentale, respectiv gânduri. Deci provocarea nu este să nu mai gândesc, asta ar fi chiar grav. Ci să fim prezenți. Da, și să nu ne mai lăsăm furați de șuvoiul de gânduri. Pentru că așa cum vom vorbi, este o corelație directă între ce gândesc, cum gândesc, deci calitatea gândurilor care întrec prin minte, emoțiile pe care le simt și acțiunile, care întotdeauna o acțiune este precedată de un răspuns emoțional, adeseori neconștientizat, și de asemenea fiecare emoție pe care noi ne-o autogenerăm este precedată de un gând. În sensul în care noi suntem non-stop dinainte de când apărem ca embrion și până murim, expuși la o serie întreagă de stimuli. Și capacitatea noastră de a procesa tot ceea ce vine este prin intermediul simțurilor care transmit, transformă
aceste lucruri pe care le culegem din exterior în gânduri, care abia după aia determină noi, cum spuneam, un răspuns emoțional și în funcție de asta acționăm sau, din păcate, adeseori reacționăm. Diferența între răspuns și reacție, fiindcă răspunsul mă opresc măcar o nanosecundă să gândesc așa ce urmează să fac, pe când reacția este cineva mi-a făcut ceva sau mi s-a părut mie și instantaneu, fără niciun pic de rațiune și conștientizare, să fac ceva. Acționezi. Discutăm astăzi cu tine despre inteligența emoțională. Există o definiție? Dacă ar fi să o definești, ce înseamnă inteligența emoțională? Păi, inteligența emoțională, pe scurt și pe înțelesul majorității oamenilor, reprezintă acel sumum de competențe care ne sunt necesare pentru a relaționa. Și nu doar a relaționa cu ceilalți, ci a relaționa în primul rând fiecare cu propria ei persoană. Și de aceea un model destul de larg răspândit în vremurile noastre, de pe la începutul anilor 90 încoace, este cel care a fost, să spun, dezvoltat de doi americani, Daniel Goleman și Richard Boyatzis. Și ei spun că sunt cinci competențe care sunt incluse în acest concept inteligența emoțională. Primul, și nu cred că întâmplător primul, este ceea ce în engleză se numește self-awareness. Într-o traducere, hai să spunem aproximativă, în român ar fi autoconștientizare. Respectiv, fiecare dintre noi în parte să ne antrenăm această capacitate de a fi conștienți de ce gândim, ce emoții simțim, ce senzații simțim în corp, ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că cu cât acest nivel de autoconștientizare este mai ridicat, cu atât am mai mult control asupra modului în care, cum spuneam mai devreme, răspund. Pentru că altfel ne ia și voi. A doua competență, care ține tot de propria persoană, este ceea ce numesc ei în engleză self-management, respectiv autogestionarea. Deci devin conștient de ce se întâmplă în și cu mine și după aceea văd cum pot să mă gestionez. Și în contextul inclusiv al acestor programe de dezvoltare socioemoțională, cred că fiecare dintre noi, nu doar că avem exemple de când ne-am confruntat cu un nivel deficitar de inteligență emoțională la ceilalți, dar cred că fiecare dintre noi avem propriile exemple când am făcut sau am spus ceva, sau n-am făcut sau n-am spus, și după aia ne-am dat seama, în momentul în care am devenit conștienți, băi, n-a fost bine. Și cu cât pot antrena această capacitate de a fi prezent, conectat la propria persoană, și după aceea, prin intermediul celorlaltor două competențe din acest model, respectiv relational awareness, altfel spus, capacitatea mea de a citi, să spun așa, cam ce se întâmplă cu ceilalți, și aici o subcompetență este mult discutată, empatie, și de asemenea prin relational management, respectiv capacitatea mea ca odată ce iau act de context de ce se întâmplă în interacțiunile în care mă aflu, să văd care ar fi un mod optim, constructiv, benefic de a răspunde. Eu aș zice că în momentul în care fiecare dintre noi și după aceea ca și comunități mai mari sau mai mici ne dezvoltăm aceste patru competențe, mare parte din provocările și problemele și inclusiv suferințele cu care ne confruntăm, nu neapărat că ar dispărea, dar s-ar estompa. Și mă bucur extrem de mult că în sfârșit a venit timpul și la noi ca aceste lucruri să fie oferite copiilor care sunt mult mai permeabili, mult mai deschiși
Și cu cât le deprinzi mai devreme, cu atât îți este mai ușor. Și cu atât poți contribui în loc să, într-un fel sau altul, să strici. Cât de importantă este inteligența emoțională în ceea ce privește profesorii, dar și elevii? Aș vrea să le luăm pe rând. Pentru un profesor care are de face zilnic cu zeci de elevi, intră în contact cu ei, îi vede, îi cunoaște, interacționează cu ei, cât de important este să aibă această latură dezvoltată, să aibă această inteligență emoțională? Păi, văd minim două zone de beneficii. Una ține de propria persoană. Cu cât eu sunt mai în contact cu mine și cu cât îmi creez o serie de, să spun, mecanisme sau, cum mai îmi place mie să folosesc cuvântul, ritualuri prin care să-mi optimizez cum mă simt, cu atât mie personal îmi va fi mai bine. Pentru că atâta vreme cât sunt nepregătit sau, în esență, incompetent în a mă autogestiona, sunt la propriu la cheremul a ce se întâmplă. Este trafic, simt frustrare, nu e trafic, mă simt bine. E vremea așa cum mi-aș dori să fie, e ok. Nu e vremea cum mi-aș dori să fie, nu e ok. Se întâmplă să nu meargă liftul, iarăși nu e ok. Și am menționat doar trei situații care deja, în funcție de cum mă pregătesc sau nu, prin această inteligență emoțională ridicată sau vazi inexistentă, deja ajung la școală cu un anumit anumită încărcătură, da? Care, din nou, poate să fie cu plus, cu minus sau poate să fie neutru. Care evident că impactează toate interacțiunile mele. Și aș spune mai mult cu copiii, pentru că ei sunt mult mai apropiați de condiția noastră, care, deși adeseori uităm sau nu ne convine, de mamifere. Noi avem o serie întreagă de modalități prin care captăm informații din jur și, amândoi având o pasiune pentru comunicare, știm că adeseori ceea ce culegem din așa numitul limbaj și comunicare non-verbală este mult mai mult și adeseori are o greutate mult mai mare decât ce culegem prin comunicarea verbală. Pentru că știm și noi că cuvintele și ce spun și cum spun poate fi educat și dus la un grad foarte mare de rafinament. Deci pot minți cu zâmbetul pe buze și în lumea în care trăim, de aia lumea mai ia, cum spune latinul, con grano salis, ce se spune. În schimb, în momentul în care eu captez de la tine și revenim la copii, iau această capacitate ca fiind încă nesuficient condiționați. Captează. Dar asta nu e valabil doar la copii. Știm cu toții, nu știu, dacă am avut sau avem în continuare neșansa de a avea un, să spun, șef cu o personalitate labilă. Modul în care se modifică starea emoțională a persoanei respective contaminează, din nou, cu plus sau cu minus, tot ce se întâmplă. Deci, după aceea, revenind la profesori și de ce le-ar fi lor benefic. Cu cât, deci, pe de o parte, e acest element, până la urmă, de igienă. Că noi, în continuare, când vorbim de igienă, ne referim la exterior. Da, bine punctat. Da? Să ne imaginăm cum ar fi, folosind un exemplu care nu ne-a neapărat, să spun, plăcut, cum ne-am simțit noi, nu mai vorbesc despre ceilalți, dacă, spre exemplu, o săptămână nu ne-am spălat. N-am face duș, nu ne-am spălat pe dinți, nu ne-am spălat pe mâini, deci nimic din ce ține de igienă. De câte ori facem ceva care se ține de igiena interioară? De câte ori ne igienizăm sau suntem învățați să ne igienizăm mintea? Cine și când ne-a învățat să ne igienizăm din punct de vedere emoțional? Și toate aceste gunoaie la propriu le cărăm zi după zi, le luăm cu noi și în somn. Ca de multe ori calitatea somnului este profund influențată negativ de
toate aceste lucruri și acest demon care ne mănâncă pe dinăuntru. Dacă ar fi să existe în școli o materie care să se ocupe de zona aceasta de inteligență emoțională, care ar fi pașii pe care ar trebui să-i parcurgă la început elevii? Știu că există anumite școli private care sau grădinițe chiar, care folosesc tot felul de fețe, care arată zâmbet, tristețe, toate acestea. Și învață pe copii să le accepte, să le conștientizeze în primul rând. Care ar fi pașii? Cum ar trebui să învețe copiii? Ce înseamnă educație emoțională? Și probabil că și părinții lor, profesorii, la fel, ar trebui să treacă prin aceste lecții. Evident, pentru că, să spunem, nu știu, din păcate, în tot acest angrenaj, deși se declară sus și tare, prioritatea noastră sunt copiii, ei săracii sunt cei care n-au nici putere, nici influență. Ei sunt la cheremul adulților. Deci responsabilitatea este cu atât mai mare când vorbim și de profesori și de asemenea și de părinți. Pentru că altfel degeaba ajunge copilul să fie în contact cu propria persoană, să poată să-și identifice cu precizie ce simte, dacă e singur sau sunt ei între ei. Pentru că aici, revenind la întrebarea ta, cum lucrurile nu sunt foarte complicate și în același timp aș spune că nici nu trebuie redescoperită roata. Putem aplica ce au făcut, ce au implementat deja alții. Da, și aici există, poate tradiție mult spus, dar există o preocupare nu doar teoretică, ci și de aplicare și experimentare a diferitelor modalități de antrenare acestei zone pe care noi o numim socio-emoțională. Un exemplu care îmi vine în minte este un colegiu din Anglia, se numește Wellington College, care au astfel de chestii în curriculum din 2006, dacă nu mă înșel. În Marea Britanie deja preocuparea pentru mindfulness în școli este deja o politică națională. Da? Au avut până acum câțiva ani, că după aia s-a încheiat că s-a lămurit lucru, au avut o comisie de lucru în Parlament în care a avut ca temă, domnule, funcționează sau nu funcționează, merită sau nu merită să fie într-o formă sau alta acest tip de hai să numim disciplină cu o puternică componentă de mindfulness în sistemul de stat. Rezultatele că au făcut și studii au fost evidente și clare în favoare. Au un demers similar când vine pe partea de sistem național de sănătate. Pentru că ce este foarte important de știut într-o primă fază și după aia vede fiecare ce poate face, este că noi avem o serie de resurse care sunt în noi. Nu ne costă nimic și poate de-aia nici nu le accesăm, dar într-o primă fază nimeni nu ne învață. Că vorbim de autoconștientizare. Ca eu să pot să învăț să mă gestionez pe mine și după aia să văd cum pot face că atunci când sunt într-o interacțiune cu altcineva să fiu, cum se spune, cea mai bună versiunea mea posibilă la acel moment, trebuie să învăț și să fiu alfabetizat din punct de vedere emoțional. Dacă am face un experiment, luăm 100 de oameni și întrebăm și invităm, descrie ce simți sau cum te simți. Bine. Ok. Sunt mulți dăm acest răspuns din obișnuință. Ce mai faci? Bine? Cum te simți? Bine? Dar de fapt, cum am putea răspunde la această întrebare, fiind sinceri? Păi, în primul rând, ca să nu fie l-aș numi chiar un tic verbal, în momentul în care, și eu așa fac, și nu sunt singur, dacă tu m-ai întrebat cum te simți, Mihai, eu am nevoie măcar de câteva secunde ca să mă conectez la propria ființă și să văd cum mă simt. Cum mă simt din punct de vedere mental, cum mă simt din punct de vedere emoțional,
cum mă simt din punct de vedere fizic, cum mă simt din punct de vedere al nivelului de energie. Pentru că astea sunt cam patru chestii la care, din nou, lucrurile sunt simple. Un exercițiu pe care îl ofer în majoritatea programelor mele este exact, îl numesc pulsul momentului. Și dacă vrei, îl putem face și acum, că e foarte simplu. Respectiv, dacă ar fi pe o scală de la 1 la 10, unde 1, fiecare știe despre sine cam cum e când, folosind un limbaj mai colocvial, când mă simt praf. Da? 10, când simt că rup nori, am top. Și uitându-te pe aceste patru, să spun, paliere, din punct de vedere mental, respectiv capacitatea de a fi prezentă, atentă, în contact cu ce se întâmplă aici și acum. Deci, sharp, mentally sharp. Da. Ce scor ți-ai dat? În acest moment. Nu mă simt chiar de 10. Probabil în jur de 9. Mă bucur pentru tine. Eu sunt undeva între 6 și 7 pentru faptul că n-am apucat să mă odihnesc cât aveam nevoie. Am avut și o zi plină. În schimb, ce într-un fel compensează este că pe celelalte paliere, respectiv emoțional, fizic și al nivelului de energie, stau destul de bine. Pe norișor, aproape de norișor. Da, adică emoțional mă simt foarte bine, că legat de asta, o altă chestie care a fost dezvoltată de un centru de studii pe educație de la Universitatea Yale, îl numesc mood meter. Foarte simplu, nu simplist. Ei spun că emoțiile pe care le simțim pot fi puse într-o matrice de-aia în care pe o axă ai intensitatea cu care o simți, pe parcă verticală, da? Pe ordonată, și pe abscisă sau pe orizontală, dacă este o emoție dorită sau nedorită. În speranța că nu îi voi pierde pe cei care ne urmăresc, că îmi plac paranteză la paranteză la paranteză, inclusiv cum ne raportăm la emoții. Emoții pozitive, emoții negative. Este o judecată de valoare. E ca și cum, ce înseamnă vreme frumoasă, vreme urâtă? Depinde pe cine întrebi. Da, uite, de exemplu, dacă mă întreb pe mine iarna dacă sunt fericită că ninge, o să spun că da, dar în jurul, în jurul meu văd foarte mulți oameni triști și da. E vorba de percepție până la urmă. Da, și pentru mine, apropo, că ai dat exemplul ăsta, depinde unde mă aflu. Dacă sunt în București și a nins și stau și mă gândesc, stai să vezi ce dau la lopată ca să-mi eliberez mașina și ce jafă să fiu în trafic, am un anumit setaj mental, dar e al meu. Uite, pentru mine nu contează. Da? Dacă ninge, sunt fericită oricum ar fi. Dacă și dacă sunt trebuie la să mă urc în mașină. Mamă, deschid perdeaua, o dau draperia deoparte, azi nins și abia aștept să mă duc pe pârtie, aceeași zăpadă, poate la nu mulți kilometri distanță. Deci ce vreau să spun cu asta? Că ținând cont de faptul că dialogul sau monologul fiecăruia cu propria ființă, care este non-stop, joacă un rol foarte important, ce aș propune este să nuanțăm un pic cum ne raportăm la emoții. Respectiv, nu negativă sau pozitivă. Poate să fie o emoție dorită versus o emoție nedorită. Pentru că și aici, dacă e să luăm, nu știu, tristețea. Pentru tine, ce, cum ai, în ce categorie ai pune? Tristețea? Da. În categoria sentimentelor pe care nu mi le doresc foarte des în viața mea, dar îmi permit uneori să fiu tristă când am momente mai proaste, când mi se întâmplă ceva, zic ok, pot să fie astăzi tristă, dar de mâine hai, ne punem pe picioare. Da. Tristețea are un rol foarte important. E parte din condiția noastră umană. Și poate din învățare până la urmă, cred. Nu cred. Eu cred că, cel puțin conform
unei teorii încă răspândite a lui Paul Ekman, el vorbește de 5 emoții cu care ne naștem. Restul sunt învățate. Mm-hmm. Da? Și tristețea este unul dintre ele. Dacă ai văzut filmul Inside Out... Da, și oricine ar trebui să-l vadă, copil sau adult. Da, e un început bun. Dar nu l-aș lua ca literă de adevăr, pentru că și pe zona asta cercetările avansează. Dar revenind, tristețea este ceva important. Dacă eu nu-mi dau voie să simt tristețe, mai ales când mă confrunt cu un eveniment care m-a marcat, da? N-am cum să mă vindec, n-am cum să merg mai departe. Da? De-aia, în orice cultură, mai puțin astea moderne, e partea de doliu, care nu înseamnă neapărat că a murit cineva. Poate a murit o relație, poate s-a încheiat o etapă din viața mea. Și ce vreau să mai spun legat de formularea ta, cred că e util să spun eu, nu că eu sunt trist. Pot, ci corect este eu simt tristețe, pentru că eu sunt mai mult decât propriile mele emoții. Eu sunt mai mult decât propriile mele gânduri. Și cu cât reușim să interiorizăm această conștientizare și această diferențiere, ne creștem și capacitatea de a fi ceea ce unii oameni înțelepți numesc starea de martor. Eu mă observ pe mine, apropo de autoconștientizare, observ că simt o emoție, observ că treci un gând prin minte, dar nu mă identific cu el. Pentru că orice iau la nivel identitar, pentru foarte mulți oameni automat aduce cu sine, domnule, dacă eu așa sunt, n-am cum să mă schimb. Care iarăși e un mit pe care îl perpetuăm că ne convine. Te ascunzi în spatele acestuia, așa sunt eu? Eu nu sunt. Eu sunt moment de moment, dacă e să o luăm inclusiv măcar din punct de vedere fiziologic, eu, cel care sunt acum, nu sunt cel care eram la începutul conversației noastre și nu voi fi cel care voi fi la finalul conversației noastre. Pentru că se întâmplă moment de moment, momentul fiind o unitate de timp extrem de scurtă, tot felul de schimbări în mine. Unele care fac parte din procesul, nu știu, de evoluție sau de degenerare a corpului, altele țin de experiențele pe care le trăiesc. Da? Interacțiunea noastră pentru mine are o serie de efecte, de unele sunt conștient, de altele nu, dar care mă schimbă. Și aș vrea să revenim la prima paranteză de la care am pornit, legată de copii, de elevi, care poate ar fi bine să facă anumite exerciții, dacă ne-ai dat tu câteva exemple. Nu știu, ar fi bine să facă asta profesorii, învățătorii, colegii, să-i întrebe la începutul zilei. Poate nu e, n-ar trebui să fie o regulă în fiecare zi să facă acea schemă pe tablă despre care vorbeai, să se identifice fiecare copil cu asta, dar măcar să-i întrebe cum vă simțiți astăzi. Sau eu acum o să vorbesc din ipostaza de părinte. Am 3 copii, un băiat și 2 fete. Și mă bucur că ei au avut parte de ceva ce eu și toți cei și din generația mea și cele precedente și a spune mare parte din cei care inclusiv acum sunt încă școală, până când va prinde avânt această inițiativă AVE, noi ieșim, nu zic cum, dar măcar teoretic alfabetizați, apropo de capacitatea de a citi, da? Știm să facem măcar niște operații aritmetice minimale. În schimb, pe o serie de lucruri care țin de conviețuirea noastră, și noi și cei care ne au în grijă, suntem analfabeți. Pentru că atâta vreme cât pe mine nu mă învață nimeni cum să gestionez ce simt, care e parte din nou, cu orice ființă vie simte, da? Câtă vreme nu știu cum să-mi gestionez acele emoții pe care le considerăm și noi și societatea ca fiind nedorite, dar pe care iarăși le simt. Furia nu e nici bună, nici rea. Problema nu e cu furia în sine,
Problema este că nu suntem învățați și mai mult decât atât avem o sumedenie de exemple mai mult decât negative în jur și atunci copilul de la cine să învețe? Ți s-a spus vreodată să nu plângi? Da. Și de aia, pentru mine, unul din lucrurile pe care la început pe ocolite și după aia în mod direct l-am comunicat exact opusul fiului meu. Asta urma să te întreb. Tu ai zis vreodată din obișnuință, nu, când copiii tăi au plâns, nu mai, nu, plânge? Pentru că știu cât de multă suferință am înghițit și am ținut în mine și cum ajunsesem aproape la propriu să-mi simt inima ferecată. Și provocarea, apropo de și de emoții și de sentimente, dar asta e o altă discuție, că adeseori le folosim pe post de sinonime și nu e întotdeauna corect. E un material Gore-Tex. Da. Da? Care mi se pare o mare realizare tehnologică, deci lasă să intre aerul, nu lasă să intre apa. Apa. Ei bine, cu inima la care ne referim generic, că e locul unde simțim, inima nu e făcută din Gore-Tex. Dacă eu vreau să simt emoții dorite, de genul bucurie, iubire, recunoștință, extaz și așa mai departe, trebuie să accept faptul că voi simți când va fi să fie și emoții nedorite. Și soluția nu este aceea de a mă blinda. Că atunci ajung să fiu cam, din păcate, mulți dintre cei care sunt vii la exterior, dar morți la interior. Sau măcar amorțiți. Nu. Inclusiv fiind învățat de mic că emoțiile, nu e nimic în neregulă cu ele. Dimpotrivă, apropo de lacrimi, da? Lacrimile sunt un semn că ești viu. Nu că ești slab, nu că e ceva în neregulă. Dar, din nou, cu cât eu învăț cum să-mi gestionez emoțiile, cum să le folosesc, cum să-i ajut pe alții când se confruntă cu niște emoții nedorite, intense și se simt poate copleșiți, fără să mă duc la... Nu mai plânge, că nu te vin să te ogoiesc pe tine, că îmi pasă de tine. Îmi pasă, dar îmi pasă mai mult de mine. Și nu-mi place să te aud plângând. Exact, că mă deranjează pe mine și nu știu ce să fac. Nu știu eu să gestionez, da? De fapt, da? Această stare. Dar, din nou, cu cât ne cultivăm și separat și împreună această capacitate de a simți și, pe de o parte, să învăț cum pot să îmi induc, să-mi autoproducă toate emoțiile produse. Da? Tu n-ai cum să-mi produci mie nicio emoție, deși se spune mă iubești. Nu! Eu, în funcție de cum interpretez ce vine dinspre tine, îmi produc în mine această emoție, deci mă simt iubire. Sau la fel, mai supărat. Nu tu mai supărat. În funție de cum procesez, ce ai zis, ce n-ai zis și așa mai departe, eu îmi induc această emoție de supărare, dar e a mea, care nu înseamnă că tu sau oricine altcineva nu are o influență și nu voi pleda niciodată, domnule, fiecare responsabil. Nu despre asta vorbim, dar în esență, ce simt eu e al meu, ce simți tu e al tău, ce simt ascultătorii și privitorii noștri, proprietate personală. Și revenind, cu cât învățăm să ne autogestionăm și să ne optimizăm modul în care simțim, se mai întâmplă un lucru pe care l-aș numi minunat. Căpătăm curaj să simțim din ce în ce mai mult. Și cu cât simt din ce în ce mai mult, cu atât mă conectez cu adevărat la ceilalți. Și nu doar la cei apropiați care, ca așa ni se spune, domnule, familia, restul, Dumnezeu cu milă. Că lucrurile, mai ales în lumea în care trăim, nu se tot vorbește criză climatică, zeci, dacă nu sute de specii, de alte ființe care dispar și nouă nu prea ne pasă, vin inclusiv din faptul că noi nu suntem conectați. Și vorbeai despre empatie puțin mai devreme. Da. Cât de importantă este empatia? Putem lucra la ea dacă... Cum să nu? Dar, din nou, empatia nu trebuie întotdeauna să ne aducem aminte că până să pot
să mă conectez și să încerc să îmi dau seama unde ești tu, trebuie să fiu conectat în primul rând la mine. Dar noi avem această tendință întotdeauna către exterior. Dacă ar fi să folosesc o comparație, a fi cu adevărat empatic, subliniez cu adevărat, nu ce fabulăm noi, că mamă, eu sunt empatic. Teorie. Eu n-am cum să fiu empatic cu tine dacă într-o primă fază, ca să spun așa, nu sunt empatic cu mine. Inclusiv pentru a fi capabil să separ proiecțiile mele în ceea ce te privește, de ce informații primesc de la tine. Care nu e deloc simplu. Menționai faptul că, să spun, cum ziceam Ilie Moromete, ocupația mea mentală principală este coaching-ul. Eu doar când am descoperit coaching-ul și în diferitele programe de formare am fost învățat să ascult. Care iarăși? Unde ne învață în școală obișnuită să ascultăm? La noi este această confuzie, câte vreme îmi funcționează aparatul auditiv, deci aud sunete și eventual le pot și procesa, decoda în cuvinte, eu ascult. Fundamental fals, n-are nicio legătură una cu alta. Marea majoritate a oamenilor nu știu să asculte. Un procent covârșitor de probleme și tensiuni și conflicte între oameni, între echipe în organizații, între organizații și între țări, da? Vine din faptul că oamenii nu știu și n-au fost învățați să se asculte. Pentru că de multe ori probabil oamenii așteaptă, chiar dacă celălalt vorbește, și așteaptă rândul să-și spună propria părere, nu? Legat de inteligența emoțională, aș vrea să ne întoarcem puțin la copii. Un copil care, de exemplu, greșește, a primit să facă un rând de litere, litera R, să zicem, da? Și nu iese și se enervează și aruncă pixul și spune sunt un prost, nu știu să scriu, nu-mi iese treaba asta. Cum îl abordăm? Un profesor ar trebui să știe, nu? Cum să abordeze corect un elev, tocmai de asta e important să aibă dezvoltat această latură, inteligența emoțională. Da, după mine, în astfel de situații, și vorbesc nu doar din teorie, ci și din practică, cum spuneam, să ai copii ai tăi, deci să fii părinte, îți aduce pe de o parte nenumărate prilejuri de bucurie. În același timp, nu știu dacă procentual similar, dar oricum ai și multe momente în care îți vine să te duci. Și mai ales atunci este important ca, știi cum e, să îmi preiau eu frâiele. Și la fel e, ca vorba, e necesar și la profesor. Că în momentul în care nu acea ființă s-a străduit cât și cum s-a priceput el sau ea, vorbind de copii, și nu iese. De ce are nevoie ca și de un adult? În primul rând este de cineva care, pe care să-l simt aproape. Da? Pentru că se conectează cu el și zice, bă, te cred că e greu, apropo de empatie. Da? Că adeseori doar de asta avem nevoie. Nu avem nevoie să facă altcineva rău pentru noi. Se întâmplă ca uneori un copil care face așa și aruncă pixul, da? Sau creionul cu care scrie, să fie catalogat drept obraznic? Păi și dacă este catalogat, n-are nicio legătură cu realitatea. N-are nicio legătură cu copilul. Dar aici se leagă, apropo, știi, de ce e important și vital, aș spune, pentru toți cei care înconjoară, toți adulții, da? Nu doar profesori, toți adulții din universul acelui copil. Dacă eu ca adult am un prag de toleranță, din vari motive, irelevant, dar care este foarte scăzut, momentul în care îl mai văd și pe ăla cum dă și cu creionul, da? Îmi vine să-mi iau câmpii sau, adeseori, din păcate, să fac apel și la alte modalități, nu doar că neortodoxe, dar violente, măcar verbal, dacă nu fizic. Și cum iarăși știința ne demonstrează de decenii, adeseori o vorbă dură doare mult mai mult și cu efecte de lungă durată decât de o palmă. Adică după ce că acel copil oricum e supărat și frustrat că nu iese ce are de făcut, îi mai dai și tu o palmă și, din nou, la figurat. Nu condamn, dar noi aici vorbim despre un ghem
E o metaforă care îmi place mie și cred că descrie multe situații de viață. Să ne imaginăm un ghem care nu doar că este încurcat, dar este un ghem format din fire de culori diferite. N-am cum să-l deznod pe tot și ușor. Pe de altă parte, eu cred că dacă ar fi să luăm acest tip de inițiativă care își propune, și nu e singura, și e bine să fie cât mai multe, important este să fie corecte, ca să-i ajutăm pe toți cei care fac parte din acest ecosistem școlar, să-și deznoade și separat, dar și împreună, fiecare propriu nod, atunci efectele vor fi benefice. Pentru că, din nou, dacă stăm și ne uităm și facem o analiză corectă și onestă între cu ce ies oamenii din școală și care sunt nevoile lor reale pentru a trăi împliniți și fericiți, din păcate, rezultatul nu e deloc încurajator. Și, din nou, lucrurile sunt cum sunt, dar este clar că se poate mai bine. Și, din nou, aici nu vorbim că nu e vorba, mamă, cine știe ce super mega computer avem nevoie și costă 50 de milioane de dolari. Nu. Avem nevoie de, în primul rând, deschidere, ca ceea ce face parte din, să spun, oferta acestui program de dezvoltare socioemoțională, care, apropo, eu am fost unul dintre cei care, cred că mai un pic se împlinesc 2 ani de când a început acest dialog cu cei de la MindUp. Da? Și împreună cu Radu Manolescu, cel care este, va spune, una, că-s multe inimi la AVE, dar una din inimile fondatoare de la AVE, la un moment dat știu că am făcut o listă scurtă, el a venit cu niște propuneri, eu cu niște propuneri, băi, pe cine să abordăm, și MindUp a fost una dintre ele. Da? De ce subliniez chestia asta? Pentru că, deși îmi place să descoper și să inovez, în anumite lucruri, mai ales cu miză, nu că iau, cum spune francezul, tel quel, adică dacă i-au făcut așa, copiem până la virgulă și fără nicio legătură cu contextul nostru, punem și noi aici. Nu. Dar sunt o serie de modalități de abordări care au fost testate, inclusiv studiate într-un mod foarte riguros de științific legat de efecte, și ele funcționează. Și, cum spuneam, e nevoie de deschidere și este nevoie ca oamenii să își dea voie să experimenteze. N-am fost și nu voi fi niciodată adeptul ca să accept ceva doar pentru că mi s-a spus că a funcționat acolo. Pe de altă parte, una este să fiu sceptic și alta este să fiu cinic. Se poate antrena inteligența emoțională? Dacă ar fi să ne gândim la un profesor care are acum, să zicem, 50 de ani și care a crescut tot așa, nu mai plânge, i s-a spus nu mai plânge, nu arunca creionul, toate lucrurile acestea care l-au blocat într-o anumită direcție. Cum poate fi antrenat să-și dezvolte această latură și să știe cum să interacționeze copiii și să-i citească? Păi, îmi vine în minte, era sloganul, cred că, la prima reclamă difuzată la TVR, că doar era pe vremuri, imediat în ianuarie 90. Era o reclamă la un model de încălțări sport și acolo sloganul era: dacă vrei, poți. În contextul dat, tot ceea ce ține de mine ca individ și de schimbarea mea, în primul rând, toți avem acest potențial. Și când vine vorba de a-mi optimiza, că până la urmă despre asta este vorba, modul în care îmi folosesc mintea pentru a-mi optimiza modul în care îmi gestionez emoțiile, nu zic că, deci, pe de o parte este simplu, în același timp nu este ușor. Pentru că, așa cum, din nou, majoritatea dintre noi știm, cele mai grele schimbări sunt cele care mă implică pe mine. Dar altfel,
aș spune că indiferent de vârstă, ce poate varia este cât îmi ia, cât de ușor sau de dificil îmi este. Pe de altă parte, din nou, în momentul în care cineva ajunge să-și dea răspunsuri convingătoare la întrebarea de $1,000,000, în engleză, what's in it for me, respectiv, într-o formă adaptată, eu ce beneficiam? Eu nu am întâlnit până acum pe cineva care măcar să încerce și nu neapărat că reușește să obțină tot ceea ce își dorește, dar se mișcă în direcția dorită. Deci revenind la întrebarea ta, vârsta nu este un impediment obiectiv și aș merge cu un enunț și mai direct. Dacă nu poți, lași pe altul. Din punctul meu de vedere, miza și prioritatea oricărui educator sunt cei față de care și-a luat angajamentul să aibă grijă de ei, respectiv copiii sau adolescenții sau tineri, indiferent de vârstă. Ce înseamnă, nu doar pentru acei copii care învață timpuriu ce înseamnă inteligența emoțională, ci și pentru societate, ce înseamnă că aceste generații să învețe aceste lucruri în școală și să se dezvolte așa? Păi înseamnă o schimbare în bine, profundă și din temelii. Pentru că atâta vreme cât noi ca, hai să numim, ca și societăți, dacă nu ca umanitate, nu vom ajunge să învățăm din nou cum să fim în contact cu noi înșine și într-un mod autentic și benefic între noi și după aia și cu toate celelalte ființe cu care împărțim planeta, viitorul eu îl văd sumbru. Pentru că cu cât sunt mai în contact cu mine, cu cât sunt mai mult, cu atât, cu cât sunt mai responsabil, până unde e responsabilitatea mea de cum e pentru ceilalți, ce impact am asupra lor, deci câtă vreme nu mi-antrenez chestia asta, vom continua să trăim ca niște entități cu iluzia izolării și care adeseori cu un comportament de tipul după mine potopul. Se pare că dacă mergem în ritmul ăsta, potopul e aproape. Și mai mult decât atât, din nou, ce este foarte important pentru cei care ne ascultă și ne privesc este să înțeleagă este că, deși poate pentru peisajul românesc este ceva nou, în contextul lumii în care trăim și a lumii, hai să spunem, dezvoltate, din care ne place și ne dorim să facem parte, nu mai este o noutate. Începe să devină norma. Și nu pentru că este o modă, ci pentru faptul că în contextul organizațional această preocupare la propriu pentru antrenarea inteligenței emoționale a început de mai bine de un deceniu. Unul dintre pionieri și aici, nu știu dacă întâmplător sau nu, tind să cred că nu, sunt cei de la Google. Unul din programele pe care ei le-a oferit angajaților de când fondatorii au creat Google, da, a fost exact pe această temă de inteligență emoțională, care, ca niște antreprenori foarte pricepuți, la un moment dat, după câțiva ani, pentru că a fost program cu cel mai mare succes, cea mai mare tracțiune la ei și probabil că mulți dintre cei care ne ascultă știu că sunt un fel de meca, deci cred că, nu știu, numai banane în cadă nu-ți dau acolo. Da? Trebuie să te duci să-ți iei, gratis fiind ele. Da. Dar programul ăsta a fost unul dintre cele mai căutate și de vreo câțiva ani, dacă nu chiar aproape 10, au făcut un business separat, care vinde și la alții programul, care în esență este program cu misiunea clară de a-i ajuta pe participanți să-și antreneze inteligența emoțională, la care componenta de bază din care se antrenează și autoconștientizarea și autogestionarea și gestionarea relațională și conștientizarea relațională este acest mindfulness de care mai vorbeam mai devreme. Și se tot testează și sunt
cred că la nivel de an apar sute de studii făcute de instituții prestigioase, de oameni, de cercetători care sunt oameni serioși și studiază și vin constant cu confirmări, da, domnule, funcționează, faci o diferență notabilă. Și rezultatele se văd. Da. În chip de concluzie, pentru că deja vorbim de destul de mult timp, chiar dacă a trecut foarte repede sau pare că a trecut foarte repede, ce probleme rezolvă inteligența emoțională? Nu știu, timiditatea, lipsa încrederii? Sunt probleme care în mare măsură sunt rezolvate? Păi, deci, cu cât eu sunt mai inteligent, din punct de vedere, în esență, socio-emoțional, da, da? Cum spuneam, sunt mai puțin irascibil, am mai multă grijă de mine, inclusiv din punct de vedere al igienei pe interior, nu mai contribui la conflict și tensiune, ba dimpotrivă, atunci când mă aflu în situații în care alții se confruntă cu astfel de emoții nedorite sau cu situații pe care nu știu cum să le gestioneze, nu neapărat că am soluția. Dar iarăși, cum știm, în momentul în care eu mă confrunt cu o criză, cu cât reușesc să-mi păstrez starea de centrare și de calm, cu atât cresc șansele ca să iau cea mai bună decizie la care aș putea avea acces la acel moment. Altfel, alerg ca o găină fără cap și toți ceilalți în jur la fel. Și riscurile de accidente și de lucruri nedorite cresc exponențial. Și din nou, cum spuneam că e foarte important, calitatea și a relațiilor dintre oameni, dar în esență șansele ca fiecare dintre noi să trăim o viață mai împlinită și să ne simțim mai fericiți cresc, pentru că îmi crește autonomia. Nu mai stau mereu la cheremul la ce în jur sau dacă am sau nu bani să-mi cumpăr nu știu ce, care oricum peste un timp mai mult sau mai puțin scurt am și uitat cum mi-am cumpărat și ce mai cumpărați. Îți mulțumesc tare mult. Sper să vedem cât mai mulți profesori în viitorul apropiat, pregătiți la AV, da, de AV, care reușesc să învețe lucruri interesante și să aplice în sala de clasă. Îți mulțumesc mult că ai venit. Chiar am învățat multe lucruri de la tine. Mulțumesc. Sper că și tu te-ai simțit bine. Da, m-am simțit foarte bine. Sper ca ce am avut de împărtășit să fie măcar interesant, dacă nu și util. Și ce pot spune este că și eu personal, dar AVE sigur, îi așteaptă pe profesori interesați cu brațele deschise și, cum spuneam, dacă ei doresc, vor avea sprijinul necesar. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Mulțumesc și eu că ne-ați urmărit și ne vedem și ne auzim data viitoare cu un alt invitat și o altă temă interesantă, promit!